acum 5 săptămâni am început un studiu despre învățătura Domnului Isus. Am constatat că peste tot Domnul Isus are un singur subiect, împărăția lui Dumnezeu. Și dacă vrei să înțelegi gândirea Domnului Isus, trebuie să înțelegi învățătura lui despre împărăția lui Dumnezeu. Am văzut însă că în ultima seară Domnul Iisus a încheiat nou legământ și în Ioan 14, 15, 16 și 17 găsim învățătura Domnului Iisus despre nou legământ. Ca să nu le lungim prea mult, am hotărât că vinerea seara țin cursul despre împărăția lui Dumnezeu, iar duminica seara, sub formă de predici, voi ține o serie de predici despre noul legământ din Ioan 14 până în 17. Așadar, suntem la cursul nostru despre învățătura Domnului Iisus, despre împărăția lui Dumnezeu, și am observat că Domnul Iisus întotdeauna făcea trei lucruri, oriunde mergea. Predica despre împărăția lui Dumnezeu, vindeca bolnavii și scotea duhurile rele, elibera oamenii de opresiunea demonică. Am stat și ne-am uitat cum le îmbină Domnul Iisus. Predica despre împărăție, vindecarea de boli și eliberarea de duhurile rele. Cât de strâns se leagă astea la oaltă. Eu personal practic am neglijat două dintre ele. Am neglijat vindecările și eliberările și m-am concentrat totdeauna numai la împărăția lui Dumnezeu. Pentru ca să constat în ultima vreme că vindecările și eliberările de duhuri nu sunt accidental legate de predica despre împărăție, ci ele sunt parte organică din lucrarea Domnului Iisus de a aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Ca să aducă împărăția lui Dumnezeu pe pământ, el face trei lucruri. Unu, explică în cuvinte ce e împărăția, doi, face vindecări și trei, eliberează oamenii de stăpânirea demonică. Astea trei formează un tot inseparabil. Și atunci ne-am uitat și mai la, de aproape la problema aceasta a vindecărilor. În seara aceasta intrăm cu adevărat în subiectul acesta și vreau să vă spun ceva despre titlu. Vindecare prin răscumpărare. Prin rănile lui suntem tămăduiți. În limba engleză e o expresie. Healing through atonement. Healing through atonement. Ca români care ați venit în America, trebuie să știți cuvântul acesta, atonement, e un cuvânt foarte ciudat. Nu-l găsim nici într-o altă limbă din lume decât în limba engleză. Nu-l găsim nici în Biblie. E o invenție a celor care au tradus Biblia la 1611, Biblia numită King James. Ei au văzut că esența împăcării omului cu Dumnezeu e această aducere la o unitate între om și Dumnezeu. Cum să-i zicem la această aducere la oaltă? Și în Biblie, cuvintele sunt răscumpărare sau ispășire.
Ei au creat un alt cuvânt, care e intraductibil în altă limbă. At one month. At one month. Aducere la unu. At one, la unu, ment. Ment. Încearcă să-l traduci ăsta în românește. Nu-l poți traduce nici în românește, nici o altă limbă. Noi nu putem vorbi, deci, de atonement. Noi trebuie să vorbim despre unul din cuvintele din care e, de fapt, în textul grecesc, răscumpărare sau ispășire. Și de aceea, eu am pus acolo nu atonement, ci răscumpărare. Care e problema? Problema noastră e că noi avem o teologie a iertării, obținută prin Domnul Iisus, prin moartea Lui în locul nostru, dar noi nu avem o teologie a vindecării. Nu avem o expunere clară cum se obține vindecarea. Pe ce bază ne dă Dumnezeu vindecare? În domeniul acesta suntem tare săraci. Așa, ca o mică informație, cea mai bună carte modernă despre teologia iertării e cartea lui John Stott, The Cross of Christ, Crucea lui Hristos. O avem tradusă și în românește. E o carte comprehensivă, adică tot cuprinzătoare despre problema lucrării Domnului Iisus pe cruce. Acum vom vedea cât de profundă e lucrarea pe cruce pentru vindecare. John Stott vorbește despre asta într-o singură pagină, numai ca să spună că asta nu trebuie să o luăm în seamă. Ne dă câteva argumente de ce asta nu-i pentru noi. Foarte ciudat. Așa am crescut și eu. Asta ne-a fost educația noastră. Acum eu vreau să vă arăt niște lucruri care le-am văzut în ultima vreme, în ultimele luni. Intru și eu într-un domeniu nou. Voi sunteți cu mine în această explorare a unei învățături care era acolo în Biblie, dar noi n-am văzut-o. Haideți să pornim la drum. Care sunt scopurile Fiului lui Dumnezeu? Astea le-am mai văzut data trecută. 1. Să aducă pe pământ împărăția lui Dumnezeu. 2. Să nimicească lucrările diavolului. Astea sunt lucrările fundamentale. Aici lumea stăpânită de cel rău, dar Domnul Iisus vrea să aducă aici împărăția lui Dumnezeu și împărăția diavolului, să o arunce de aici și să instaleze în locul ei împărăția lui Dumnezeu. Un alt scop fundamental al Fiului lui Dumnezeu a fost că El a venit, astea sunt cuvintele Domnului Iisus, El a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20:28, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Vom vedea cum cuvântul acesta, răscumpărare, ne duce exact la celelalte două scopuri. Să aducă împărăția lui Dumnezeu și să desființeze împărăția diavolului. Cum o face? Unul din modurile în care o face e prin răscumpărare. Și asta vom urmări acum.
Pe vremea Domnului Iisus, cuvântul răscumpărare era un cuvânt foarte viu. Pentru noi e un cuvânt istoric. Noi nu-l folosim în limbajul nostru de toate zilele. Pe vremea aceea, jumătate din populația lumii erau sclavi. Și sclavia era cel mai groaznic lucru pe planeta Pământ. De obicei erau prizonieri luați în război și apoi erau vânduți pe piața de sclavi. Și stăpânul care te cumpăra făcea ce vroia el cu tine, inclusiv putea să te omoare. Erai proprietatea lui și făcea ce vroia cu tine. Era o singură speranță. Dacă cineva, poate o rudă bogată, face rost de bani, se duce la proprietarul meu și întreabă, cu cât l-ai cumpărat pe sclavul ăsta? Oh, cu $1,000. Bun, eu îți dau prețul, mi-l dai mie. Ți-l dau, dar nu, dă-mi 2,000. Îți dau, domnule, și 2,000. Mă, dă-mi-l mie, ți-l cumpăr. Și după ce l-ai cumpărat, zici, dragă, ești liber. Te-am cumpărat ca să te pun în libertate. Aceasta era răscumpărarea. Răscumpărarea, scoaterea din robie ca să fii pus în libertate. Vom vedea că mai târziu cuvântul ajunge să însemneze pur și simplu punere în libertate. Ai fost într-o situație de sclavie sau de oprimare și ai fost dintr-o dată pus în libertate. Cuvântul răscumpărare era cel mai dulce cuvânt pentru jumătate din populația lumii. Cuvântul de care se lega speranța lor. Și noi trebuie să simțim puterea acestui cuvânt în toată Biblia. Domnul Iisus a venit să ne răscumpere din sclavia celui rău. El i-a spus diavolului, stăpânitorul lumii acesteia. În primele 10 secole ale istoriei creștinismului, aceasta a fost singura explicație a morții Domnului Iisus. El a murit ca să ne răscumpere din sclavia celui rău. Dumnezeu a plătit prețul pentru cumpărarea noastră din sclavie. Aici au intervenit, a fost tot felul de explicații, care mai de care mai absurdă. De ce i-a plătit Dumnezeu diavolului prețul, viața lui Iisus? Cum a ajuns să facă târgul acesta? Și cum, când diavolul a pus să-l înghită, s-a necat cu el și l-a scăpat și pe el și a scăpat și omenirea. Erau explicații tare ciudate. Din cauza asta, treptat, unii au abandonat teoria asta. Cum să facă Dumnezeu un târg cu diavolul? Vreau să stabilim de la început că asta era o interpretare greșită, că Dumnezeu a plătit prețul diavolului. Dumnezeu nu-i datora nimic diavolului. Și Dumnezeu nu intră în târg cu diavolul. Dar putea să mai și înșele pe diavolul, cum spunea teoria asta. Dumnezeu însă a stabilit un principiu juridic și pus în Roman 6:16. Sunteți robii celui pe care îl ascultați.
Dacă l-ascultați pe diavol, vă faceți robii diavolului. Dacă l-ascultați pe Dumnezeu, vă faceți robii lui Dumnezeu. Când tu l-asculți pe unul sau pe altul, tu decizi să fii robul aceluia. Ascultându-l pe diavol, am devenit robii diavolului. Păcatele noastre ne-au introdus sub stăpânirea lui. Acum fiți atenți. Diavolul avea un certificat de proprietate pe un răboș, pe un sul de hârtie, avea scrise toate păcatele mele. Nu știu cât de lung o fi fost, cât tare lung trebuie să fi fost. Și ea zicea, eu sunt proprietarul lui Iosifson, aici e certificatul de proprietar. Domnul Iisus, când a murit încărcat cu păcatele mele și le-a topit în sângele lui, automat a spălat certificatul ăla. Pe certificatul acela n-a mai rămas nimic. A nimicit dreptul de proprietate a diavolului asupra noastră. Lucrul acesta e spus de Apostolul Pavel în cuvintele acestea din Coloseni 2, 14 și 15. A șters, în corinescu zapisul, documentul. A șters documentul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era adversar, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile, de ce le-a dezbrăcat? De dreptul lor, și le-a făcut de ocară înaintea cosmosului, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Unii au vrut să zică că documentul ăsta era legea lui Moise, dar nu face niciun sens și nu mulți au rămas la explicația aceasta. Singura explicație plauzibilă este că documentul care ne stătea împotrivă și ne era adversar era lista cu păcatele noastre. Acesta era certificatul de proprietar al diavolului. Acum, diavolul n-a înțeles planul lui Dumnezeu, că dacă l-ar fi înțeles, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei, scrie Pavel în 1 Corinteni 2 cu 9. N-a înțeles planul lui Dumnezeu. Doar când el jubila că îl omoară pe Fiul lui Dumnezeu, care deja e pe cruce. Și când a văzut cum Dumnezeu ia toate păcatele noastre și îl încarcă cu ele pe Fiul Său. Și Fiul Său topește în sângele Lui toate păcatele noastre și dintr-o dată tot cosmosul, românește, trăi înaintea lumii, dar termenul cosmosul. Tot cosmosul a început să râdă de diavolul și de îngerii lui. Ați crezut că l-a omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Și când colo, uite, Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, v-a dezbrăcat de dreptul vostru de proprietate. Tot cosmosul a râs de diavolul. În felul acesta am fost răscumpărați. Nu s-a plătit diavolului niciun preț. Dar la cruce Domnul Iisus a desființat dreptul diavolului de a ne mai fi proprietar. Aceeași explicație a crucii Domnului Iisus, cu alte cuvinte, o avem în Romani, capitolul 3, versetul 23 la 26.
Băgați de seamă, dincolo în Coloseni, problema era dreptul diavolului de a ne fi stăpân. Aici e cealaltă problemă. Justiția lui Dumnezeu. Când noi am păcătuit, nu numai că am intrat sub diavolul, dar ne-am pus și contra lui Dumnezeu. L-am jignit pe Dumnezeu. L-am ofensat pe Dumnezeu. Am călcat în picioare justiția lui Dumnezeu. Cum să ne primească Dumnezeu la sine, El cel drept, când noi eram nedrepți? Un singur păcat și ne-a calificat drept nedrepți. Și Dumnezeu, care e drept, în justiția Lui trebuie să ceară pedeapsa cu moartea. Ce s-a întâmplat? Toți au păcătuit și sunt socotiți drepți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Aici, răscumpărarea lucrează nu numai către diavolul. Răscumpărarea către diavolul înseamnă că i-a anulat dreptul asupra noastră. Dar noi eram sub justiția lui Dumnezeu, care și ea trebuia să ne pedepsească. Când Domnul Iisus a murit în locul nostru, a satisfăcut justiția lui Dumnezeu. Și dintr-o dată s-a rezolvat problema și aici, către Dumnezeu. Cine a rezolvat problema? Dumnezeu însuși. Pe El, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arată dreptatea Lui. Care dreptatea Lui? Să ne poată lua la sine și să zică: vă socotesc drepți. Vă consider fără păcat. Păi cum ne consider fără păcat? Că noi suntem plini de păcate. Nu mai aveți. Au fost ispășite de Fiul Meu. Păcatele voastre au fost ispășite. Justiția Mea e satisfăcută. Eu nu mă mai uit la voi ca păcătoși, pentru că păcatele voastre au fost ispășite. Așa că eu pot să vă primesc la mine ca drepți, nevinovați. Aceasta este esența lucrării Domnului Iisus pe cruce. Cu această dublă eficacitate. Anularea dreptului diavolului și împăcarea justiției divine. Răscumpărare înseamnă punere în libertate. Am fost eliberați de stăpânirea diavolului, dar am fost eliberați de sub justiția lui Dumnezeu. Am fost eliberați de sub condamnarea lui Dumnezeu. Eliberare dublă. Cuvântul răscumpărare le cuprinde pe amândouă. Și acum haideți să mergem puțin mai adânc în problemă. Plata păcatului este moartea. E tot justiția lui Dumnezeu, scrisă în Roman 6:23. Păcatul ne-a introdus în sclavia diavolului și păcatul ne-a pus în ciocnire cu justiția lui Dumnezeu. Uitați-vă la efectul dublu a păcatului. Ne-a pus sub sclavia diavolului, ne-a pus în contra justiției lui Dumnezeu.
Sclavia diavolului înseamnă moarte. Acum, forma incipientă a morții este boala. Boala este începutul descompunerii, care când e terminată înseamnă moarte. Și atunci există o trilogie a răului. Păcatul, boala și moartea. Păcatul, boala și moartea. Când Domnul Iisus a murit pe cruce, El a oferit soluția la problema noastră, care era păcatul, boala și moartea. Și aici îmi pun întrebarea, soluția pentru păcat și moarte sau soluție și pentru boală? Aici e cearta teologică. Pentru că cei mai mulți teologi evangheliști spun acolo, la cruce, Domnul Iisus a făcut soluție numai pentru păcat și moarte. Acum, noi trebuie să ne ducem la texte cu atenție. De problema asta, de modul în care rezolvăm întrebarea asta, dacă Domnul Iisus a oferit soluție pentru trei lucruri sau numai pentru două, de asta depinde tot restul. Deci, trilogia răului e păcatul, boala, moartea. Teza noastră este că Domnul Iisus a oferit soluția pentru toate trei la Calvar. Înainte de toate să mergem puțin înapoi în Vechiul Testament. Și aici găsim ceva tare ciudat. Deuteronom 15 cu 15. Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat. Ce înseamnă te-a răscumpărat? Te-a cumpărat ca să te facă liber. Dar de la cine te-a cumpărat? Ați văzut că problema nu se pune de la cine. Răscumpărarea din robia diavolului înseamnă altceva decât să-i plătești diavolului un preț. Și vom vedea că e exact la fel și aici. Dumnezeu nu s-a dus la faraon și a spus, ascultă, îi ții pe evreii mei robi de atâția ani, uite, îți plătesc atâta, nu mă lasă-i să plece. El i-a răscumpărat din robie, dar nu plătind un preț lui faraon. Acum suntem și mai curioși, nu? Să vedem cum se rezolvă problema asta. Seara cea mai extraordinară în istoria evreilor. Seara când au jertfit mielul pascal, când au trebuit să-l mănânce în grabă, când a trebuit să ia sângele să-l pune peste ușă din afară. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio orgie când voi lovi țara Egiptului. Îngerul morții s-a dus în noaptea aia de la casă la casă. Și în fiecare casă din Egipt, primul născut, a fost ucis. În dimineața următoare, toate casele din Egipt erau în râgnete de groază și de jale. Primul născut din casă
era mort. Inclusiv în casa lui Faraon. Numai în casele evreilor nu era nicio jale. Pentru că îngerul vedea sângele mielului pascal. Trecea mai departe. Când egiptenii și-au dat seama că au văzut diferența și atunci au înțeles cu adevărat că Dumnezeu îi pedepsește datorită evreilor. Și atunci s-au întors și au zis, plecați, ieșiți de aici să nu vă mai vedem. I-a răscumpărat Dumnezeu din robie, fără să plătească un preț la evrei, la egipteni. Răscumpărarea s-a făcut prin sângele mielului pascal. Acum, sigur că noi știm ceva mai mult, dar deocamdată rămânem acolo să vedem ce s-a întâmplat cu ei. Imediat după ce au trecut marea, au intrat în pustiu. Au ajuns la un lac cu apă sărată și Domnul a făcut o minune și a făcut ca apa să fie bună de băut. Și atunci Dumnezeu a rostit ceva extraordinar de important. Dacă vei asculta cu luare glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui și dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care i-am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul care te vindecă. Eu sunt Jehova Rafa, Dumnezeu vindecătorul. Eu nu numai că v-am scos din Egipt, v-am scos și din bolile Egiptului. V-am scos din robia Egiptului și v-am scos din bolile Egiptului. De ce? Pentru că numele meu cu care să mă cunoașteți de acum e nu numai Jehova, cel ce sunt față de zeii Egiptului care nu sunt. Eu sunt Jehova Rafa, Dumnezeu vindecare, Dumnezeu vindecătorul. Natura mea e să vindec. Natura celui rău e să îmbolnăvească, să descompună. Eu, prin esența mea, sunt creator. Eu urăsc orice descompunere. Eu urăsc orice boală. Boala e străină de mine și când vă scot din robia Egiptului, vă scot și din bolile Egiptului, pentru că esența mea e vindecare, recreare. Noi trebuie să vedem lucrul acesta și să vedem cum răscumpărarea din Egipt a însemnat și vindecare de bolile care erau în Egipt. Sau mai bine, în eliberarea din Egipt e răscumpărare, prețul răscumpărării mielul pascal, scoaterea din robie Egiptului a fost scoaterea din bolile Egiptului, răscumpărarea a inclus și vindecarea. E de cea mai mare importanță să vedem legăturile astea. Și dacă cumva veți zice, frate, ai forțat lucrurile sau ai răstălmăcit textele. Vă rog să-mi spuneți. De fapt, sper că vom avea chiar în seara aceasta timp
ceva întrebări, tocmai pentru că sunt probleme noi, probleme grele, trebuie să fim liberi să punem întrebări și v-am spus, dacă nu avem timp aici, cu toți îmi știți e-mailul, îmi scrieți. Frate, acolo nu cred că ai fost după Biblie sau frate, dar aia cum e? Deci, eu nu vreau să vă torn pe gât ceva și să zic, asta e totul fără discuție. Dimpotrivă. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Cuvinte tare dulci pentru noi toți. Domnul Iisus pe cruce a fost Paștele nostru sau mielul nostru pascal. Cel mai frumos, mai cunoscut text din Vechiul Testament e Isaia 53, nu-i așa? El suferințele, și aici vreau să știți că în loc de suferințele, cuvântul acolo e cuvântul care îl aveți chiar la jos, coli. Coli înseamnă boală. Cornilescu, peste tot în altă parte în Vechiul Testament, traduce coli cu boală. Numai eu nu știu de ce l-a tradus cu suferințe. El bolile noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Ce a purtat Domnul Iisus pe cruce? El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Deci a purtat păcatele, a purtat fără de legile. Dar El a purtat și bolile noastre. Și pedeapsa care ne dă pacea, adică iertarea, împăcarea cu Dumnezeu, a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. V-am arătat că în răscumpărarea din Egipt s-a cuprins și vindecarea de bolile Egiptului. Mielul pascal nu i-a ferit numai de Îngerul Morții. Acolo a venit și vindecarea prin răscumpărare. Și exact la fel vedem și în Isaia 53. Ca să vedem că e așa, să vedem că El nu numai suferințele le-a purtat, ci a purtat și bolile, ne ducem la Matei 8, 16 cu 17. Matei ne relatează cum Domnul Iisus vindeca pe toți bolnavii. Dar de ce îi vindeca? Ce drept avea El să vindece bolnavii? Nu putea zice diavolul, ascultă Iisuse, tu n-ai dreptul să le ierți păcatele și n-ai dreptul să le vindeci bolile, pentru că păcatele înseamnă că m-au ascultat pe mine și bolile le vin pentru că m-au ascultat pe mine. Și păcatul și boala sunt din teritoriul meu. Prin cuvântul Lui, El a scos din ei duhurile necurate și i-a vindecat pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Vedeți traducerea care am dat-o El, că El a purtat bolile noastre. Cu ce drept vindeca Domnul Iisus bolile? Cu dreptul celui care le-a purtat pe cruce. Observați legătura.
Am dreptul să ridic bolile astea de peste ei, pentru că le-am purtat pe cruce. Dreptul meu de a vindeca, pentru că eu am murit cu bolile alea, am murit pentru bolile alea, nu numai pentru păcatele care au produs bolile. Petru ne spune același lucru. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui am fost vindecați. Rănile Domnului Iisus sunt izvorul iertării, asta toți o să zicem, nu? În rănile lui suntem iertați. Dar în rănile lui suntem și vindecați. Pentru că rănile alea au fost produse de păcatele noastre și de bolile noastre. El a purtat păcatele noastre și a purtat bolile noastre. Și în rănile lui e și iertarea noastră și vindecarea noastră. Să mergem iarăși mai adânc. Ce înseamnă a pune peste, a purta și a duce? Aron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările de lege cu care au păcătuit ei. Să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească, să-l alunge în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Țapul acela va duce asupra lui toate fără de legile lor într-un pământ pustit. Pui peste și el poartă și duce. Acum, cine e țapul ispășitor? Cine e paștele nostru care a fost jertfit? Domnul Iisus. El a fost încărcat cu păcatele noastre și cu bolile noastre. Le-a purtat și le-a dus unde? Unde noi sunt? Păcatele noastre și bolile noastre le-a purtat și le-a dus. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn și el a purtat bolile noastre. Cu ce scop le-a purtat? Cu ce scop le-a purtat? Ca să le nimicească. Și ca să nu le mai port eu. Și păcatele și bolile le-a purtat el ca să le nimicească și să nu le mai port eu. În orice sistem de justiție, o pedeapsă care a fost ispășită, nu mai poți să-l pedepsești a doua oară pentru ea. Domnul Iisus a ispășit pedeapsa mea. Dar Dumnezeu spune, tu trebuie să-ți o însușești prin credință. Dacă tu nu primești, eu nu te oblig să primești. A fost un caz când președintele Americii a amnestiat în ultima oră pe un condamnat la moarte. A dat că îl iartă, deci să nu mai fie executat. Și omul a spus, nu-mi trebuie iertarea lui. Nu trebuie iertarea lui.
Și a fost un moment de șoc juridic. Ce ai de făcut? Și verdictul a fost, trebuie executat. Ca iertarea acordată de președinte să fie valabilă, omul trebuie să o primească. Și dacă nu o primește, îl executăm, l-au executat. Domnul Iisus a purtat păcatele noastre. Și tu, prin credință, trebuie să-ți însușești iertarea. Deci ce îmi cere mie Dumnezeu? Pentru iertare îmi cere să cred că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele. Ce îmi cere pentru vindecare? Exact același lucru. Să cred că Domnul Iisus a murit pentru bolile mele. A murit pentru bolile mele care, ca să nu le mai port eu. Haideți înainte de asta să stabilim ceva foarte important. De 400 de ani de la reformă în cloace, se predică iertarea de păcate prin jertfa Domnului Iisus. Și la toate predicile de evangelizare e descrisă jertfa Domnului Iisus și îi se arată omului păcătos, acolo iertarea ta. Crede-o. Crede și vei fi mântuit. Și s-a creat un climat al încrederii în jertfa Domnului Iisus pentru iertare. Și toată lumea vine cu credința asta. Iertarea în jertfa Domnului Iisus și creează climatul de încredere în jertfa Domnului Iisus, climatul de credință pentru iertare. Și păcătosul e prins în climatul ăla. Și e ușor să creadă, pentru că e un climat de încredere. Dar cu mintea noastră modernă, viciată de așa numită știință care zice că minuni nu se mai întâmplă, că Dumnezeu nu intervine în lumea materială. Deci vindecări nu pot să se întâmple miraculos. E un climat de necredință în vindecări. Și au venit și teologii evanghelici care spun, nu, nu-i și vindecare acolo, e numai iertare acolo. Un climat de necredință în vindecări. E foarte ușor să-i aduci pe oameni să creadă în jertfa Domnului Iisus pentru mântuirea de păcate. Dar e aproape imposibil să-i faci pe oameni să creadă că jertfa Domnului Iisus e și pentru vindecare. Pentru că asta nu cred nici pocăiții. Înțelegeți la climat. În Nazaret s-a creat un asemenea climat. La Capernaum toți știau, Iisus vindecă bolile. A venit la Nazaret, ăsta, păi templarul care a lucrat cu noi. Nu credem în el. Și n-a putut să facă acolo decât câteva vindecări, dar puține. A făcut și acolo. Dar climatul era de necredință. Acum, hai să stabilim
termenul ăsta de mântuire. Mântuire, în limba greacă, e sozo, sozo e a mântui și soteria e mântuire. În limba greacă, cuvântul ăsta e folosit și în locuri unde la noi e tradus altfel. De exemplu, femeia a spus, numai să mă pot atinge de haina lui și voi fi mântuită. E așa zis, sotesomai. Dar, cum să zicem că voi fi mântuită? Că ea a înțeles, voi fi vindecată. Păi vindecare însemna mântuire. Mântuire înseamnă vindecare. Asta e după înțelesul lui Matei. Și apoi la Luca. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat, eliberat, cel stăpânit de demoni. Și acolo e esote de la sozo. El a fost mântuit. Cum a fost mântuit cel stăpânit de demoni? Mântuire înseamnă eliberare de demoni. Mântuire înseamnă vindecare, mântuire înseamnă vindecare de demoni. Și Ștefan spune în discursul lui că Moise credea că evreii vor pricepe, că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea. Și în greacă e soteria. Eliberarea din robie e soteria, mântuirea. Așadar, mântuirea cuprinde vindecare, eliberare și izbăvire. Mântuirea nu-i numai iertarea de păcate. Mântuirea e iertare de păcate, e vindecare de boală, eliberare de demon, scăpare din robie, toate ne le-a câștigat Domnul Iisus prin jertfa Lui. Acum, peste tot, adică și în Vechiul Testament și în Noul Testament, găsim iertarea și vindecarea împreună. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, Psalmul 103. Domnul Iisus zice, fiule, păcatele sunt iertate și după aceea scoală-te și pentru că ești vindecat. Iertare, vindecare. Iacov zice, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va vindeca și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Va mântui pe cel bolnav, cum? Îi va ierta păcatele și îl va vindeca de boală. Mântuirea e și iertare și vindecare. Și aici ne vom opri. Domnul Iisus ne-a învățat, rugați-vă, vie împărăția ta, facă-se voia ta pe pământ cum se face în ceruri. În ceruri nu este boală. Spune cineva că e altfel? Să fie pe pământ situația care e în ceruri. Domnul Iisus vrea să aducă pe pământ situația care e în ceruri. Adică să nu mai fie boli pe pământ. Dumnezeu urăște bolile. El niciodată nu dă boală. Pentru simplu motiv că Dumnezeu n-are boală și El nu dă ce n-are. Dar, așa cum ne însușim iertarea prin credință, așa ar trebui să ne însușim și vindecarea prin credință. Și eu cred că se va instala aici atmosfera aceasta de credință în vindecare, așa cum avem credință pentru iertare. Amin? Amin. Amin. Înainte de asta, într-o adunare ca asta,
unde predicatorul a explicat exact ce am explicat eu. Era o soră, la vreo 25 de ani, era acolo cu tata ei. La urmă, pastorul a spus, toți cei care veniți să mă rog pentru vindecarea voastră, mă rog pe rând, să vină în față. Fata asta s-a ridicat, a venit până în față. Când a fost în față, n-a mai așteptat ca pastorul să se roage pentru ea, făcut stânga împrejur, s-a dus la taică să strigând. Ce dragă? Ochiul! Ochiul! Când a fost ea de vreo 8 ani, a avut ceva accident și unul din ochii ei a murit. Nu-l mai simțea deloc, nu am intrat în detalii. Ea, cu vreun an sau doi în urmă, s-a dus în față ca să primească mântuirea. Că a fost invitație toți cei care vor să fie iertați de păcate să vină în față. Și ea s-a dus în față și acolo a primit iertarea de păcate, a fost mântuită. Și acum să zic, stai în pomle, că asta trebuie să fie și cu ochiul meu. Mă duc iar în față ca să mi se vindece ochiul. Și pe când a ajuns în față, a văzut că vede cu ochiul. Și a pus degetul și simțea ochiul. Și a dus speriată la taică, s-o tată, s-a vindecat ochiul, mi-a căpătat vedere. Și cu asta a dovedit că e paralelă. Dacă crezi în jertfa Domnului Iisus, primești iertarea. Dacă crezi în jertfa Domnului Iisus, primești vindecarea. Se creează ambianța asta de credință. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și dacă este cineva aici care vrea să ne rugăm pentru vindecarea lui, ridică mâna în dor sus și spune eu, vreau să fiu vindecată de boala mea. Și eu cred în jertfa Domnului Iisus. Spune, cred în jertfa Domnului Iisus. Cred că El a purtat bolile mele. Primesc din jertfa Domnului Iisus vindecarea mea de boală. Doamne, Doamne Iisuse, atât de mult ne-ai iubit, încât ai luat toate bolile noastre și le-ai suferit Tu pe cruce, ca să nu le mai suferim noi. Așa cum Te-am crezut că ai murit pentru păcatele noastre și așa cum din rănile Tale am primit iertarea, acum, Doamne Iisuse, primim vindecarea. Lasă curgă din rănile Tale vindecarea în trupul nostru. Primim, Doamne, vindecarea din rănile Tale. Primim, Doamne, lasă curgă vindecarea Ta în noi. Mulțumim. Mulțumim că ne-ai vindecat. Îți dăm slavă pentru puterea rănilor Tale, spre iertare și spre vindecare. Amin.